Am revenit în direct și vedem artiștii în lacrimi pe scenă după moartea colegului lor, taragotistul Banatului, Petrică Vița. Acesta a murit cu un sfert de oră înainte să înceapă un concert caritabil, care era organizat chiar pentru el. De 7 ani se lupta cu un cancer de piele, avea doar 57 de ani. La priveghi, sicriul îndrăgitului artist a fost înconjurat de flori, lumânări, dar și de cei care l-au iubit și apreciat. Zeci de instrumentiști au venit la căpătâiul artistului pentru a-i aduce un ultim omagiu. Familia taragotistului trece prin clipe sfâșietoare. Soția și fiica acestuia, Ramona și Georgiana Vița, au fost răpuse de durere. Ursătoare, ursătoare! Dă și eu tata moare. N-aș fi crezut niciodată.